ce am auzit? Că ai probleme cu, nu cu OPC-ul, că Vlăduț acum merge să reclame foile de lasagna, tu ai probleme cu Poliția Română, nu? Poliția Română mi-a luat aseară permis. Ți-au luat permis. Felicitări. Eu veneam pentru voi la emisiune, am venit de aseară București ca să fiu pregătit. Ai venit la Constanța? Am venit la Bacău, am avut aseară un spectacol la Bacău. Și am venit spre București, am intrat în București, pe la Băneasa, pac, poliția după mine, am trecut pe roșu. Mă grăbeam, era vreo 12 noapte. Nu te supăra, dar dacă vii de la Bacău și intri prin Băneasa, normal că vine poliția după tine, nu pe acolo-i drum. Am venit prin Ploiești, că am avut acolo. Am înțeles, da, știu. Am înțeles. Luat și permis. Ți-au luat permisul că? Că am trecut pe roșu. Că ai trecut 30 pe roșu. De zile. Stai că am dovada, ca să vedeți că poliția română nu se dezminte. A, ai dovada, ți-au dat dovada. Da. Ia să vedem. Citește puțin cu atenție. Stați, domnul, că nu ne grăbim aici. Ia să vedem. Să citești și numele agentului? Da. Nu, lăsați. Domnul Trăistariu Mihai, adică dumneavoastră, 176, așa și pe dincolo, era singur în mașină, așa, depășit. A, ți-au luat permisul 30 de zile. Ți-au dat dovadă? Până când ți-au dat dovadă? Dovada mi-au dat-o de pe 15, de pe 15, până pe 29 februarie. 29 februarie care nu există. Deci eu va trebui să aștept 29 februarie ca să, prietene, nu ți-au ca luat să mi se ia permis. Pentru o lună ți-au luat pe 4 ani. Din potrivă, dovada e de circulație. Deci voi putea circula până pe 29 februarie, care nu e niciodată. Bă, corect, dar dacă intri deci, în martie, ce le zici? Păi le zic că eu aștept 29 februarie. Corect, să-ți expire dovada.